Știi cum e? Fiecare vede din pahar jumătatea plină sau jumătatea goală. Da, domnul inginer, normal, dar eu mi-am luat deja o gamă de mașini, mi-am luat o gamă de utilaje, mai bag 1 milion de euro, 2 milioane, 500 de mii, pentru fiecare ordinul de mărime e diferit. Să schimb tot ce am făcut până acum, cui le vând? Am luat utilaje mari, da? Cui vând eu un tractor de 250 de cai sau În de, primul nu de rând, 200, de 400 de cai. Dacă așa mi-ar zis, ca să-mi fie un 100 de cai pe metru, dacă ne gândim la unele scule. unele scule, ca să nu dăm nume de scule aici. Da. Da, pe de altă parte, tranzițiile astea se petrec de ceva vreme în ferme. Și am avut o grămadă de timp. Acum pare că nu mai avem așa de mult Ce timp. ți-ai lua Da, e acum? adevărat. Ce ți-ai cumpăra acum? Știi cum e vorba aia? Dacă ai avea bani, ce ți-ai Păi eu lua? sunt deja cam la jumătate de drum. Mi-aș lua o semănătoare bună de semănat direct pentru păioase, rapiță și poate chiar și soia. Dar, într-adevăr, astea sunt decizii care trebuie luate odată ce un set de utilaje își încheie ciclul de folosință. Cât poate să te țină un rând de scule? Probabil că 10 ani, Da. în cel mai bun caz. De cele mai multe ori mai puțin. Ce ar trebui Și să aibă atunci trebuie să semănătoarea aia? faci. Ce ar trebui să aibă semănătoarea aia? Ar trebui să aibă discuri, ar trebui să aibă organe daltă, ar trebui să aibă unghiuri, În general, înclinații. Ce ar trebui să aibă? Că sigur te-ai gândit la vuna. în tehnica agricolă și în agrotehnică se știe că avem și semănat direct cu daltă și semănat direct cu disc. Atunci când semănăm cu daltă, miriștea trebuie să fie joasă și tocată bine. Atunci când semănăm cu disc, miriștea trebuie să fie înaltă, ca să avem o cantitate cât mai mică de resturi vegetale pe sol, astfel încât ele să nu fie îndesate în canalul în care punem sămânța. Foarte. Asta este diferența dintre daltă și disc. Și după aia încep discuțiile de detaliu, în care e extrem de dificil de intrat, pentru că fiecare producător are povestea lui. Sunt studii care arată analize aplicate pe fiecare tip de organ, înclinații, Ce poți să-mi spui de combină? Pentru că diametre. aici iar vorbim, eu acum te întreb pentru că și eu m-am lovit de unele aspecte. Distribuția uniformă a resturilor vegetale din combină, Dacă trecem la suprapusă. no-till, asta e cel mai important lucru. Exact. Nu, e Ce mai important facem? și decât managementul tasărilor. Ce facem? Pentru că pe urma combinei. Fermierii, domnule, eu nu pot că eu mi-am luat combine acum noi, da, axiale, și astea nu-mi împrăștie, da? Resturi vegetale la porumb pe 6 metri În mod normal ar trebui sau să pe poată. 8. Da, dar mi-a zis producătorul că dacă închid mai mult sau scot mai mult cuțitele în el, există posibilitatea să le distrug mult mai repede. Și atunci nu-mi toacă extraordinar. Dar ce fac? Am și de alea clasice, nu axiale, pentru că am luat niște combine cu care eu m-am Și descurcat eu tot foarte bine. clasica. Și ce faci pe urma, pe metrul ăla, între ecartament? Pe ecartament, ce faci tu? Cum faci tu să împrăștii resturile alea O să vegetale? faci o trecere cu o greblă de paie. Să-mi cumpăr și grebla acum. Nu e așa scumpă. Am înțeles. Și dacă tot discuți de trecerea, Și unde le duc cu măcar nu trebuie grebla? să cumpere altă combină. Da. Da, e un punct de vedere. Cineva îmi spunea Măcar nu că trebuie să cumpere poți să altă iau combină. o mașină cu elicii de Da, tocat. aftermarket se poate instala. De-aia e bine să, de exemplu, când ajungi la sfârșitul ciclului de viață pentru sculele pe care le ai tu în fermă, ar fi bine să cam știi în ce direcție vrei să o iei și să știi ce trebuie dinainte. Noi ne gândim la chestiile astea de mulți ani, eu și fratele meu. Da, e adevărat, faptul că nu s-a întâmplat până acum e motivat și de faptul că nu avem o fermă extraordinar de mare și nu putem să ne dăm chiar toți banii pe utilaje și să le schimbăm tot timpul.